Iar protestelor din ultima vreme li se adaugă și cel al polițiștilor constanțeni, revoltați că au primit peste noapte sarcini în plus și că au un program de muncă epuizant. Polițiștii spun că starea lor de nemulțumire a atins cote maxime și și-au anunțat participarea în număr mare la protestul pe care vor organiza în ultima zi a acestei luni. În acest moment trebuie să înțelegem că avem de-a face cu un moment istoric pentru IPJ Constanța, întrucât polițiștii protestează la propria lor inițiativă, fără ca acest eveniment să fie organizat de vreun sindicat anume, iar principalele lor nemulțumiri se referă strict la creșterea atribuțiilor pe care trebuie să le desfășoare zilnic, care sunt generate de deficitul de personal, care până la acest moment nu a fost acoperit sub nicio formă, iar în viitorul apropiat sunt extrem de slabe șansele pentru a fortifica, să zicem, numărul de efective ale IPJ-ului Constanța. Polițiștii declară că actuala conducere a impus măsuri inacceptabile, fapt ce îi face să fie mai hotărâți ca niciodată să iasă în stradă. Mai mult decât atât, în această perioadă, ca urmare inclusiv a reorganizării acestei unități de poliție, se dorește modificarea programului de lucru fără consultarea polițiștilor și acest lucru nu face altceva decât să le îngreuneze inclusiv capacitatea de refacere fizică până la urmă după o tură de noapte, spre exemplu, pentru că din momentul în care s-au gândit să modifice programul din ture de 12-24 în schimburea câte 8 ore de 3 ori pe zi, automat că succesivitatea stării de veche somn este una și mai mare. Având în vedere problema deficitului de personal, vicepreședintele Europol vorbește despre momentele de când datează aceste probleme. Deficitul de personal de la IPJ Constanța s-a acutizat începând cu anii 2006-2008. De atunci au existat valuri de pensionări masive din sistem și nu au putut efectiv să acopere găurile rămase, pentru că profesia aceasta a devenit neatractivă, inclusiv prin prisma elementelor salariale extrem de precare, dar și din cauza faptului că avem condiții de muncă destul de insalubre.